Dacă ai mâncat vreodată turte de Crăciun, atunci înseamnă că știi cât de delicioase sunt. În Moldova ele se numesc cutecele lui Isus și sunt un simbol al sărbătorilor de iarnă. Ele se fac după o rețetă veche de sute de ani, transmisă din generație în generație. Aceste turte sunt o tradiție adâncă înrădăcinată în cultura moldovenească și sunt delicioase. Gospodinele din Moldova încep pregătirile pentru turtele de Crăciun cu mult timp înainte de sărbători. Rețeta păstrată cu sfințenie presupune ingrediente simple și un ritual specific de preparare. Făină albă, apă și un strop de lapte sunt ingredientele de bază. Secretele acestei rețete constau în dragoste și răbdare. Aveți nevoie de 600 grame făină, 2 linguri de ulei, 250 de ml de apă călduță sau lapte, 1 kg de nucă, 500 grame zahăr, zahăr coajă de lămâie și portocală, un praf de sare. Denumite și scutecele lui Isus, aceste turte își găsesc locul de cinste în casele moldovenilor. Ele reprezintă un gest de generozitate și ospitalitate, fiind oferite oaspeților ca simbol al bucuriei și al împăcării. Nuca se pisează, se amestecă cu zahărul, esențele și cojile de portocală. Se face un sirop din apă și zahăr pe foc până ce se topește zahărul. Turtele scoase din cuptor se trec prin sirop și apoi se dau prin nucă și zahăr și se așează una peste alta până obții ca un fel de tort. Se taie totul după ce a stat o zi la înmuiat și se servește în felica de tort sau după bunul plac. Secretul este că aceste foi să fie foarte subțiri. Ele vor absorbi foarte bine siropul și apoi nu se va lipi de ele. Când stau una peste alta, turtele se îmbibă de sirop și se lipesc una de cealaltă, formând o prăjitură cu multe straturi și între ele nucă măcinată dulce. Fiecare gospodină din Moldova are propria rețetă de turte de Crăciun și propriile secrete. Pe lângă cozonac, scutecele lui Isus în Moldova sunt printre cele mai faimoase preparate de Crăciun. Rețeta veche de sute de ani se transmite din generație în generație, iar pregătirea lor este mai mult decât frământare și coacere. Este un moment petrecut în familie alături de cei dragi în căldura propriului cămin. Relatează playtech.ro